Partidul Socialiștilor nu este gata cu orice preț să preia guvernarea în condițiile în care nu este constituită o majoritate parlamentară. Cel puțin asta reiese dintr-un comunicat al formațiunii care s-a întrunit pentru a discuta despre noile propuneri ale blocului acum. Potrivit socialiștilor, refuzul blocului acum de a accepta invitația la discuții și ultimele declarații făcute de aceștia nu sunt clare, iar despre guvernare și prioritățile acesteia nu poate fi vorba până când nu va fi constituită o majoritate în Parlament. Dacă discuțiile dintre formațiunile politice vor eșua, spun socialiștii, PSRM nu vede altă soluție decât organizarea alegerilor anticipate. Ieri, la ultima sesiune de consultări găzduite de președintele Igor Dodon, au venit doar reprezentanții Partidului Socialiștilor și ai Partidului Democrat. Cele două formațiuni lăsând de înțeles că sunt subiecte, în special cele sociale, asupra cărora viziunile sunt apropiate, însă la cele politice, potrivit lor, au fost mari divergențe. PSRM anunță că în rezultatul discuțiilor purtate de Comitetul Executiv Politic s-a decis convocarea pentru săptămâna viitoare a ședinței Consiliului Republican al formațiunii, în cadrul căreia vor fi discutate și aprobate acțiunile următoare ale partidului.